Da, mă bucur că m-am reapucat de fotbal. Am avut un timp în care eu m-am lăsat și mi-era foarte greu și am decis ca să mă reapuc. Mă bucur că l-am întâlnit pe domn profesor Nea Silviu, pe domn președinte Florin Spunu și sper ca cu această echipă să avem realizări împreună și eu să ajung din nou să joc cât mai sus. A fost greu la acest prim meci? Da, a fost greu pentru că n-am mai jucat de mult. Am puțină probleme cu greutatea, sper să-mi revin și după care să dau totul pe teren. Cum găsești CSU Fileș? Îți place grupul? Da, grupul este foarte ok. Mai am colegi pe aici care în trecut am jucat cu ei la Pandurii Târgujiu. Mă bucur că sunt cu ei. Sunt oameni de calitate aici și sper să îmi revin și să joc cât mai sus. Cum vezi sezonul de Liga 3? Veți ocupa o poziție onorabilă? Eu sper că da. Avem un grup unit. Avem și jucători cu experiență și tineri. Sperăm să avem un sezon cât mai bun anul ăsta și să ne clasăm în locurile 1-6. Pentru că ăsta este obiectivul nostru. De Pandurii ce zici? Îmi pare foarte rău pentru ei. Din punctul meu de vedere, eu cred că nu prea mai au o echipă atât de bună cum aveau, să zic, din 30% de anul trecut. Nu știu, sper să se salveze, cam ăsta cred că ar fi obiectivul lor.